Bună ziua și bine v-am găsit. Suntem în Stupina și vreau să vă prezint zborul la puii de albină. Puișorii care n-au fost până acum pe afară, iată, au ieșit. De obicei, acum facem greșeala de a deschide urdinișurile mai larg, fiindcă vedem așa multă albină la urdiniș. Iată. Iată și aici, vedeți? Acum ne-am crispat și am zice, hopa, trebuie mai larg urdinișul, că n-au loc. Dar nu e nicio problemă, urdinișul este foarte bine dimensionat la puterea coloniei respective. Și astfel ea va își poate face activitatea. Dar când iese pui, iese o grămadă afară și atunci se creează o aglomerație la urdiniș. Iată ce zbor frumos. Dacă ar fi primăvara, am zice că e zbor de curățire. Iată așa arată. Dacă vedeți așa ceva, să stați liniștit, nu se întâmplă nimic. Hai să vedem și partea din față. Și aici au început. Încet, încet încep și aici, uitați. Iată și aici. Așa decurge. Zborul puietului în luna august. Bun, până data viitoare, numai bine.